Cine tu te ridică, ne tu te coboară, ne tu îți dă viață și ne tu te omoară. Ne tu e un înger, ne tu e un drac, ne tu te poate face bogat sau sărac. Dar haideți toți pe internet, toți cei ce aveți talent, băgați, faceți conținut, că dacă nu, eu vă... Bună dimineața și bine v-am găsit la cafea, fără cafea, de ce? Că tot ce s-a strâns, toți banii care s-au strâns din cafelele donate de voi, i-am donat mai departe pentru cei sinistrați în zona Apusenilor, sinistrați în zona Apusenilor. Vedeți de ce te ridică netul, de ce te coboară netul? Uitați-vă la Jean-Claude, vai Doamne, cum îi zice nevastă mea. Toți l-am admirat pe Jean-Claude Van Damme. Vacanța mare. Știți că au avut chiar balada lui Jean-Claude Van Damme. Lungă le-a fost calea prin jungla din Vietnam, lui Arnold Charles Bronson și lui Jean-Claude Van Damme. Au lăsat și caii și au plecat pe jos, cum bine au susținut în versuri grupul Albatros. Știți voi că la cântat nu mă pricep, dar am vorbit cu prietenul Ionut, și o să ne facă un hit și apoi o să cântăm niște populăcioase de alea. Vedeți, când e cafeaua goală, când e cana goală, nici nu-ți vine să zici multe, dar voi mă motivați și mă obligați să zic în continuare. Da, am fost și eu în Apuseni, după faza cu Van Damme, de-aia ziceam că netul te ridică, netul te coboară. Au venit Van Damme, ați văzut clipul cu familia Ștrinfi. Ștrinfi în Ardeal, li se zice la ciorapi. Familia l-au băgat pe Van Damme la ciorap, săracul. El își arăta acolo mușchii și îl filmau frumoșii noștri, frumoși și liberi, îl filmau pe Van Damme. Van Damme a rămas să facă o reclamă în România, acum face șpagatul pe două covilitire. Netul îți dă viață, dar netul te omoară. De asta ziceam și eu că am fost acolo la AMEI, în gura Sohodolului, unde chiar apele și-au făcut de cap, au făcut ravagii, cum ar zice unii cronicari. Într-adevăr, dar am fost și solidari, ne-am adunat cu toții, vorba lui Avrameancu. Am fost câți cucurujii, cred că de la cucuruz, cucurujii a fi pluralul, dar mă rog, netul te ridică, netul te coboară. Și ne-am adunat, ne-am strâns, ne-am rezolvat problemele până în curți, am mers mai departe, am zâmbit, am și lucrat, că de aia cineva îmi scria pe net, am avut mânuși pe mâini, de 20 de ani în Cluj. Nu prea mai fac eu muncă fizică aici, mai mult cu capul încerc. Și m-au văzut a mei pe net cu mânuși, că lucram cu mânuși. Ei, Nicule, îți permiți mânuși cu 28 de lei? Gigi, mânuși cu 15, de la Fierul Gri, în piața Mihai Viteazu. Vă aștept să vă luați. Ei, zice, ce-ți pasă? Și ai mânușile curate. Da, cum ar fi zis Dinica, cu mâinile curate. Aveam mânușile curate cam la două perechi. Două perechi. O pereche am donat-o unui jandarm. Perechea deja murdărită. Nu, oricum, nu înțelegi. Degeaba. Că nu face vântul cu omul, ce face netul cu pomul. Da, asta este Doppelherz activ. Că totul pornește de aici, din inimă. Domnul Câțu a zis căci a fost la Constanța 2 zile, dar nu a avut timp să facă plajă, să se bronzeze. Nu-i nimic, domnul Câțu, mergeți pe la consilierele proaspăt angajate până ministere. Ci că o domnișoară care dansa din buric, o domnișoară care dansa din buric a fost angajată pe un post de consilier pe undeva pe la Electrica. Dă mai tare din buric, știi ce zic. Are dublă specializare, se pricepe și la make-up. Deci, domnul Câțu, sunați-o pe domnișoara asta și o să vă dea cu ceva make-up pe corp ca să arătați așa, bronzat. Sau dacă nu, sunați-o pe Bianca Drăgușanu, care a zis, zice, domne, nu știu cum să aprinde aragazul, dar știu cum să fac 50.000 de euro. Bianca Drăgușanu, stai dragă, dragă, stai departe de aragaz. La cât plastic ai pe tine? Dar și în problema asta cu aragazul sau cum face aia 50.000 de euro, problema ține tot de diuză. Ha, ha, ha. Dar hai să ne gândim că Bianca Drăgușanu provine din Petroșani, de unde este și Nicolae Guță. Chiar n-aveați aragaz, Bibi, Bianca, Drăgușanco. Alo, n-aveai acolo, aveai și tu. Te vaccinezi, Bianca? Ia spune-ne aici, scrie-ne în comentarii că în Cluj, în județul Cluj, nu în municipiul Cluj-Napoca, s-a demarat o campanie puternică de vaccinare în căruță. Știți, sârba în căruță de la Phoenix, no, în Bonții, da? Sunt niște cetierași într-o căruță și merg acolo pe străzi și cântă: cine nu se vaccinează, Dumnezeu nu îl bochează. Hai, treci mai repede la ac, dacă nu ești puie, dac, drac, depinde.
și domnul Gheorghiță, șeful militar al campaniei vaccinării ASRH, vaccinează în Castelul Bonțida. Pe vremuri vaccina Dracula. Acum puteți să-i vedeți seringa domnului Gheorghiță. Bă, nu, asta este. Și am raportat că în ultimele 24 de ore nu s-a mai făcut niciun vaccin cu AstraZeneca. Suntem toți pe Pfizer. De aia zâmbim, parcă am fi întăriți ca Viagra sau cu Viagra. Asta este, n-avem ce face. Să nu ne enervăm, să ne păstrăm calmul, că practic Vanghelie, Marian Vanghelie, a atentat la integritatea fizică și practic morală a curcubinei sale, și i-a dat o 3 pom la Oana Mizil. Nu știu de ce n-a venit încă Serghei Mizil să-l repare, dar mă rog, discutăm mai încolo. Deci, domnul Vanghelie, aveți încă dosare în desfășurare. Cum să dai în Oana Mizil? Cu o zi înainte de a-i da dumneata la tiroidă, Oana Mizil se plimba cu mămica, cu Bona, cu fetița pe-n parc și a doua zi dumneata o practică altoiești, să-ți fie rușine. Șine. Practic? Da. Să nu, acum, cum să zic, suntem în 30 iulie, mai avem o zi, 31, și după aia suntem în august, sfânta lună august. Adică, cum zic parlamentarii, încă o lună de luat bani la stat. Cafeaua de după, buymeacoffee.com/nicubendea, se primește aici. Tot ce primim în luna iulie, toate donațiile de pe buymeacoffee se duc în contul celor care au nevoie și care sunt calamitați, au fost calamitați de ploaia tâmpită de la mijlocul lunii iulie. Cum e asta, da? Tot și acum ziceți, bă, că împădurim, domnule, dar mergeți, vă rog, în Apuseni un pic să vedeți, că acolo e pădure lângă pădure, brad lângă brad, copac lângă copac, da? Dar repet, când te plouă cu 220 de litri pe metru pătrat timp de 3 ore, a? Mai ai vreme să scoți ceva de pe-n casă și de pe lângă? Hai să fim toleranți, și să ne vedem de ale noastre. Vacanță plăcută, concediu plăcut, că și noi am luat, Vlad, am luat concediu cu podcastul. Cu podcastul am luat concediu, ne vedem din septembrie cu invitați unul și una sau unii și depinde ce mai zice LGBT-ul. Da, invitați pe măsura ochiului vostru. Like, share, click și ce mai vreți voi. Vacanță plăcută, concediu plăcut și vorba Evei, când i-a scos Dumnezeu din rai, Adame, orice ar fi, să nu ne pierdem simțul umorului.